mandat Parlamentului este un exercițiu de democrație și transparență care cu siguranță aduce legitimitatea deciziilor pe care România le va lua atunci când va vota bugetul. Este foarte bine să reamintim că România este reprezentată la Bruxelles și a fost reprezentată la aceste negocieri de o delegație și nu de un om. Negocierile au implicat un efort instituțional și nu personal. Tentația președintelui demis de a se prezenta ca singurul calificat să facă aceste negocieri, nu înseamnă un risc acesta are în continuare tendința totalitare, se prezintă în el. Oricum, și în cazul tratatelor pe care, sigur, președintele trebuie să le semneze, acesta are obligația, în continuare, de a le supune la discuții Parlamentului. Având în vedere lipsa de credibilitate pe care, și legitimitate, aș spune, pe care președintele Traian Băsescu o are în continuare, și importanța unei astfel de decizii, pentru țara noastră, decizie care ne va afecta până în 2020, este cu siguranță mai bine că la acest summit nu s-a luat o decizie pentru finală. Nu a existat un acord final. Summitul, ar putea spune că din acest punct de vedere a fost un eșec, s-a finalizat un pic mai devreme, tocmai pentru că statele membre nu au ajuns la un acord. Sigur că Traian Băsescu a folosit o problematică foarte delicată care pe noi ne interesează foarte mult, aceea viitorului buget, încercând să inducă ideea că el nu este un lider izolat și că și celelalte state europene agrează propunerile pe care el le are. În realitate, negocierile reale, trebuie să precizăm foarte clar, negocierile reale s-au desfășurat în prima fază, în cadrul reuniunilor primilor miniștri, din grupul prietenii Coeziunii, au fost întâlniri și în cadrul organizat instituțional al prietenilor Coeziunii, dar și întâlniri bilaterale între primii miniștri a țării respective. Și în urma acestor negocieri, prietenii Coeziunii au reușit să elimine acea condiționalitate care afecta foarte mult România, legarea alocării viitoare bugetare pentru 2014-2020 de capacitatea noastră de absorbție. Deci, negocierile purtate de premierul Proconta în cadrul dezbaterilor cu prietenii Coeziunii au stabilit să ajungă la un acord pe această temă. Acesta este, dacă ne referim la summit, este singura victorie pe care noi am obținut-o, o victorie considerabilă, eliminarea acordului din articolul 45 privind această condiționalitate. Și în ianuarie 2013, când vor fi reluate negocierile pentru buget, acest articol nu va mai fi adus în discuție. Deci, măcar din acest punct de vedere, putem fi liniștiți, premierul Victor Ponta și miniștrii de resort au reușit să elimine această condiționalitate. Deci este un plus pentru România. Și aici vreau să subliniez, pentru că nu este meritul lui Traian Băsescu, este meritul premierilor din cadrul prietenilor Coeziunii care au reușit acest lucru. Nu Traian Băsescu, nu persoana domnului președinte demis. Tot acest efort al prietenilor Coeziunii, vă reamintesc, sunt 16 state care sunt în acest grup, este cu siguranță susținut de Parlamentul European, care va avea în final ultimul cuvânt de spus cu privire la bugetul pe 2014-2020. Așa cum am spus, discuția se va continua în 2013. Noi suntem convinși că până în acel moment România va lucra în normalitate cu o majoritate solidă în Parlament. Sperăm ca negocierile să fie purtate de premier, șeful executivului, cel care se ocupă direct de bugetul României și de interesele României din această perspectivă. Așa cum și președintele Parlamentului și-a exprimat deja public poziția solicitării Consiliului să anunțe la această obsesie a austerității și a tăierii
cheltuielilor bugetare. Vreau să vă spun că și grupul liberal din Parlamentul European a luat o hotărâre care cred că va fi susținută și de alte grupuri politice, de a bloca un eventual acord propus de Consiliul European care să privească tăieri masive din buget în viitor. Deci este o opțiune la care Parlamentul European se gândește foarte serios, pentru că avem această posibilitate să blocăm bugetul, dacă bugetul va fi mai mic decât considerăm noi că este necesar. În continuare, pentru România, rămân pentru 2013, în anul de 2013, aceleași puncte importante de negociat, păstrarea nivelului actual al bugetului pe coeziune și pe agricultură, pentru că acestea sunt aspectele care ne interesează cel mai mult, păstrarea plafonului de alocare pentru bugetul de coeziune de 3,5% din produsul intern brut, respingem categoric introducerea macrocondiționalităților, acelea care leagă alocările sau suspendările fondurilor europene de nivelul deficitului și respingem totodată și reducerea cotei de cofinanțare de la 85% la 75%. Deci suntem în momentul acesta, cu o singură excepție, acel articol 45, în același stadiu, avem în continuare aceleași priorități pe care trebuie să ne concentrăm să le negociem în 2013, ianuarie 2013. De data aceasta sperăm cu o poziție mult mai puternică și cu premierul României aflat la negocieri. Vă mulțumesc! După această discuție, și pe o poziție publică a Uniunii Sociale Liberale pe tema săptămânii în Consiliul European, vreau să ajung în atenția dumneavoastră încă două probleme. Una aștia a negocierilor fenomenului Rafaletul, iar cea de-a doua privește în continuare pe doamna Cristina Crăilă. N-am văzut încă o luare de poziție a Agenției Naționale de Integritate pe tema incompatibilității și a conflictului de interese, mai ales a conflictului de interese în care am înregistrat în acela sau o să încep cu această a doua temă. Aveți, după conferința de presă, un set de materiale care vă stau la dispoziție, atât cu hotărârile Agenției Generale Acționarilor Poștei Române, cât și extrase după portalul de justiție, pentru a vedea că doamna Crăilă s-a aflat și în stare de incompatibilitate, și mai ales într-o stare de conflict de interese. Constat că doamna Cristina Crăilă începe să se încurce în propriile minciuni. Ea nu mai știe, apropo de replica pe care a dat-o, dacă și-a dat demisia, dacă a fost revocată, pe de o parte ne spune că și-a dat demisia pe 24, pe de altă parte, procesul verbal oficial al Anteriei Generale la Poșta Română vorbește despre revocare și nu despre a lua actul de o demisie cu o dată anterioară. Își asumă, arogă merite pe care nu le are, respectiv înlocuirea postului director, deși ea fusese numită în adunarea generală în Consiliul de Administrație al Poștei Române, în aceea zi în care persoana respectivă a fost revocată din funcția de director executiv. Însă, problema nu ține doar de incompatibilitate, cât mai ales de un conflict de interese foarte, foarte serios. Și încă o dată, dorim un răspuns. Dacă în perioada exercitării mandatului de membru în Consiliul de Administrație a Poștei Române a influențat într-un fel acordarea de către această instituție a unui contract foarte bănos cu firma Stoica și Asociații, unde soțul domniei sale, Teodorul Crăilă, era acționat, este în continuare partener, dacă a avut un rol în variile acte adiționale care s-au semnat de către Poșta Română
firmă de avocatură și mai ales cum răspunde acuzații de conflict de interese pentru că Anele Mapu se siza și se judeca cu firma în care soțul domniei sale era partener. Eu vă invit, pentru că acestea nu sunt documente publice, să solicitați poșterul. Puteți să vă pună la dispoziție acea prelungire, acel act adițional de contract, prin care firma Sprica și asociații, Matușa, doar prin simpla acceptare la unui dosar, factura 10.000 de euro. Un contract extrem de interesant. Eu vă dau doar o speță luată de pe portalul de publică Ministerului Justiției ca să vedeți cum funcționa această jucărie. Da? Vorbim de dosarul cu numărul 12.700 din 2010, obiectul dosarului anulare act administrativ, reclamant Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, PRT, Compania Națională Poșta Română, la SCA, Stoica și Asociații. E foarte limpede. Nu dădea judecată, celălalt apăra și banii se învârteau sub banii statului în care intrau în buzunarele acestei firme prestigioase și așa de așteptăm în continuare ca Agenția Națională de Integritate să dea răspunsuri asupra acestei spețe, sigur, de preferință cât mai repede și nu după ce campania electorală va fi trecut, că în alte spețe la obișnuiți cu celeritate maximă. 2. Uniunea Socială Liberală dorește să respingă această teză vehiculată toată săptămâna de lideri ai Partidului Democrat travestit în ALD, potrivit căreia ar exercita presiuni asupra primarilor Partidului Democrat Liberal. Noi nu folosim, spre deosebire de PD care s-a exersat în ultimii 3 ani, rețeta, vă tăiem fondurile, vă întrerupem proiectele, vă deschidem dosar penal, trimitem controlul asupra voastră, așa cum, repet, s-a întâmplat în ultimii 3 ani. De ce am spus fenomenul trafaletul? Pentru că probabil cea mai despre expresivă manifestare a refuzului primarilor PD de a mai sprijini politica falimentară a acestui partid, a fost acel edil care s-a dus și și-a șters cu vopsea chipul de pe afișele și bannerele electorale care îl așezau lângă acei candidați ai Partidului Democrat travestit în ALD. Noi credem în momentul de față că primarii Partidului Democrat sau parte înțeleg că nu pot merge împotriva sentimentului dominant, curentului popular, care refuză Partidul Democrat. Asigurăm încă o dată consedinii că respectăm culorile politice, însă nu dorim ca la un moment dat să fim asociați cu practici alimentare pe care Partidul Democrat le-a impus în raport cu autoritățile administrației publice locale. Sunt oameni pe care nu obligă nimeni să ne sprijine candidații, chiar dacă ei sunt primari PD, cum e cazul pe care l-am menționat. Sunt oameni care au luat poziții publice,
televizor, nu pe sub masă, nu cu adeziunile închise prin sertare, așa cum se obișnuia la PD în perioada anterioară, când se exercita o presiune asupra primarilor noștri, și suntem convinși că acest lucru se va regăsi și rezultatul alegerilor la 90. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări. Pentru doamna Mănescu, ați spus la un moment dat că grupul liberal a luat decizia că ar putea bloca bugetul și că există această discuție și cu alte grupuri parlamentare în Parlamentul European. Care ar fi aceste grupuri? Această decizie a fost luată de grupul liberal în Parlamentul European. Am reușit să obținem majoritatea în Comisia pentru Dezvoltare Regională, care coordonatorul în partea liberalilor sunt. Și în această comisie sunt membri din toate grupurile politice din Parlamentul European. Colegii noștri din grupul social-democrat din Parlamentul European sunt foarte, foarte aproape de această viziune a noastră și eu în considerare foarte serios această opțiune. S-ar putea ca și o parte destul de importantă din grupul popularilor, și aici mă refer la, cel puțin la delegațiile naționale care fac parte din grupul Prietenii Coeziunii, ne referim la Polonia, care are o delegație foarte numeroasă, și toate celelalte state, toate celelalte 16 delegații de Prietenii Coeziunii din PPE vor susține alături de noi acest demers. Mă aștept ca în Parlamentul European să creeze în acest fel o majoritate în această direcție și ca o ultimă soluție, dacă nu se poate ajunge la un compromis acceptabil pentru prietenii coeziunii, Parlamentul European poate utiliza acest drept și de a bloca. Deci este o soluție care este din ce în ce mai discutată și din ce în ce mai aproape de realizare, în cazul în care nu reușim să negociem. Eu, domnul Mihalache, dacă îmi permiteți, Daniela, știu că ați avut acea problemă cu ani și spuneați la acel moment că vă gândiți să dați în judecată fie agenția, fie de domnul Georgescu, în persoană, dacă ați făcut acest demers. Sigur, eu da. Deci, deocamdată am contestat anii, în momentul în care vei câștiga, și sunt convins că vei câștiga, voi face împărătura lui Horia Georgescu, cerând inclusiv despre lui Fricea. V-ați gândit la o sumă? Nu, dar am să ne evitez. Dar am văzut care de unde, da? Deci, nu cred că... Mă gândesc că o sumă pe care să o mai simt. Tot la un deci, grupul popular, domnul Prede, poate că parlă în și a pus de faptul că actualul guvern și mai ales, mă rog, actuala putere, lucrează cu ceva România atunci când vorbește despre anumite declarații potriva bugetului Uniunii Europene sau autorilor care sunt politice. Da, domnul Cristi Preda, din punctul meu de vedere și nu mai din gravi, PD-le, în general, confundă o atitudine de normalitate cu euroscepticism, care nici nu intră în discuție în viziunea USL-ului. Normalitatea, din punctul nostru de vedere, este faptul că toți reprezentanții României, Guvernul României, reprezentanții României în Parlamentul European, trebuie să susțină interesele României. Și dacă susține interesele României înseamnă să îi contrazicem pe anumiți parteneri europeni, să contrazicem pe doamna Merkel, să contrazicem toate acele demersuri care vin în defavoarea României, atunci asta este normalitatea, nu este euroscepticism. Noi nu suntem în Uniunea Europeană ca să tratăm altfel decât de o poziție de egalitate. Suntem cetățeni europeni cu dreptul de plină și avem dreptul să ne apărăm în fața unor eventuale nedreptăți sau în fața unor eventuale decizii care ar putea să ne afecteze pe termen lung. Știu că domnul Preda și PDL-ul în general sunt obișnuiți să negocieze în genunchi.
sunt obișnuiți să accepte orice, doar ca să nu fie deranjați. S-a văzut că acest lucru nu mai trebuie ne-a apropiat de Europa, ne-a îndepărtat de Europa, sau a îndepărtat Europa de România. L-au izolat România. România este văzută acum ca un fel de țară de mână a doua. De ce? Pentru că au reușit să fie atât de umili și atât de obedienți și au reușit să demonstreze că nu au un pic de demnitate și nu țin absolut deloc la interesele naționale, așa încât în momentul de față este, poate pentru noi, un pic mai dificil să negociem și pentru dumneavoastră este foarte greu să înțeleagă de ce avem o astfel de atitudine. E o atitudine normală, de demnitate, nu avem de ce să plecăm capul, avem și noi punctele noastre de vedere, vrem să le susținem, le susținem cu argumente și nu cred că trebuie să se supere nimeni, nici doamna Merkel, nici altcineva și ei își susțin punctele de vedere, tot cu argumente, bineînțeles. N-aș condamna pe colega mea, Mona Enescu. Partidul Democrat, un Preda și ceilalți, atunci când nu se ocupă de pizza USR sau de somnul nu știu cui, încearcă să construiască două teme false de campanie, tocmai pentru a evita, să spunem, de contul pe dezastru politicii economice și deja fobi banii publici de tuturile pe care ar trebui să-l facă în fața electoratului. Aceste două teme false sunt stat de drept sau partizanii statului de drept, care ar fi cu doamna drept, împotriva noastră, care vrem să punem urmează pe nu știu cine, cizmă pe urmează nu știu cui. Și a doua temă e Europa, europeni versus anti-europeni. Ambele teme sunt false și nu au nimic de a face cu realitatea politică a acestei țări. Cred că ultima săptămână a demonstrat că partidele componente ale USR, parlamentarii europeni, au avut și idei și puncte de vedere într-o dezbatere extrem de importantă și constructivă pe tema bugetului Uniunii Europene, în timp ce PD-ul, domnul Preda, ARD-ul, au avut un singur punct de vedere. Anume că Traian Băsescu trebuie să facă totul singur și că are întotdeauna dreptate. Asta este, de fapt, să spunem, esența europenismului PD-ului. Are întrebări?